Candidatul PNL pentru Senat în colegiul 11 Drumul Taberei, Rareș Mănescu, s-a întâlnit cu cetățenii din Drumul Taberei, cu care a discutat despre programul Casa Verde. Programul Casa Verde prevede posibilitatea finanțării de către stat pentru producerea de apă caldă cu panouri solare și sau încălzire pompe de căldură, independentă de gaz metan, având un coeficient de performanță cu 3,5-3,8 mai mare decât o centrală AP gaz metan. În cadrul proiectului, persoanele fizice și asociațiile de proprietari pot primi până la 25.000 de RON, adică 90%, cu o contribuție proprie de până la 2.780 de RON, adică 10%, în funcție de valoarea proiectului.